tell you what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Bună dimineața și bine ați venit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. O nouă zi alături de noi, un daily vlog. Astăzi ne-am propus să filmez, să vă iau alături de noi, așadar este luni dimineață, 14 februarie mai exact, așadar vom sărbători ziua îndrăgostiților, dar mai mult decât atât, și dragobete, vom iubi și pe românește, nu doar pe englezește sau american. Așadar, vreau să vă arăt un mini haul cu ce am cumpărat eu, că vreau să ornăm puțin casa astăzi și voi începe cu aceste inimioare, sunt globulețe. Cutia e acolo desfăcută pentru că s-a jucat rei cu ea. Are tot felul de mesaje. You are sweet, spre exemplu, pe asta. Ești dulce. Și vreau eu să le ornez. Da, puiuțule, să le pun toate în acest brăduț. În acest brăduț care tare, tare mult îmi place. Este pe baterii. Aici când desfaci creangă cu creangă, el are și luminițe. Tare mult îmi place mie acest brăduț. L-am avut eu și... bine, altul, în clipul când am făcut eu un DIY de Halloween și am lipit în fiecare crânguț așa ghinde, dovlecei, tare, tare drăguț. Îmi plac mie tare mult aceste ornamente, să le pun în bucătărie pe masă, așa pe blaturi acolo, pentru că în salon, din păcate, momentan cât sunt copilași mici, nu pot să fac ornamente prea multe acolo. Dar pentru că am pomenit de salon, am niște baloane roșii. Sunt absolut normale, nu sunt în formă de inimioară, ca să se mai joace rei cu ele. Apoi, tot pentru salon, am luat aceste fețe de pernă. Le schimbăm această perioadă de pe 14 până pe 22-23. Vom sta cu aceste inimioare tare drăguțe. Ele sunt diferite ca și model. Abia aștept să le pun. Tare, tare simpatice. Și ce mai am? Pentru că în clipul anterior v-am arătat că am achiziționat pentru măsuța din bucătărie un table runner. Așadar, în această perioadă am luat un table runner cu inimioare și cu bidon, cu tematică așadar. Cel de data trecută din clipul anterior era cu albinuțe, floricele, așa pentru primăvaratic. Așadar, acum avem cu inimioare. Cam acestea sunt cumpărăturile pentru Valentine's Day și ca un rezumat, astăzi despre asta va fi o zi alături de noi, ornăm puțin casa, acum merg să pregătesc micul dejun, voi pregăti și prânzul, ne mai auzim pe aici, sper eu dacă mai am timp să iau câteva secvențe cu copilașii, după care îmi doresc tare mult să fac o prăjitură cu Raimondel. Voi face ceva foarte simplu, ceva rapid, pentru că nu știu cât timp o să am o zi întreagă. Așadar, cam despre asta este vorba. Thank you.
Cam așa arată micul dejun în această dimineață. Fructele pentru mine, dar normal dacă vrea și Rei. Un cappuccino cu aceste cereale ce am adăugat eu aici și ceva mai consistent, bacon, ou cu smântână, așadar pentru Raimondel. Mergem să îi dăm direct. Poftim, mama! Culețul. Rei cel mofturos. O mâncat, o mai lăsat el câteva guri, dar e ok, o mâncat destul de bine. Iar aici l-am primit titeluț care doarme. Și cât timp doarme, vreau să mergem să facem salonul, să-l ornăm puțin, să punem pernele, numai bine să-l mai trezesc pe Raimondel din stare. Ia auziți-l. Așadar, hai în salon. Gata, hai în salon, mama. Tare mult îmi place cum a ieșit. Așa, doar puțin fețele de pernă, aceste baloane. Simțim așa că, într-adevăr, este ziua îndrăgostițelor astăzi. Hai să facem inimioare, nu vrei? O lași pe mama să facă niște inimioare? Cu roșu. Zi, puiuțule, mă lași? Uite așa. Nu? Nu mă las? Nu mă lasă să fac niște inimioare, drăguțul ăsta meu. Vrea tot el să coloreze, numai el vrea astea. Ia, stați să văd. Am schimbat. Dacă mă lasă. Opa, așa, mi-a ieșit o inimiorică. Hai, fă și tu. Da. Tu acum fă-o cu roșu, puiuțule. Așa, cu roșu, desenează. A, așa, bravo, bravo, bravo. Așa, Reiță. Nu? Ia, mai dăm o coală. De să facă mama inimioare. Și tu le desenezi. Unde-ți, mă, tatile arunci? Dar lasă-mă și pe mine să desenez puiuțului cu tine aici. Ui, nu mă lași? Na bine, hai, desenează numai tu. Puiuțule, hai să punem brățărica. Hai, vine cu-a. Vine-a mami. Hai, așa, dă mânuță. Așa, bravo, mami, bravo. Brățărica asta frumoasă. Hai să o legăm.
Ce ai tu acolo, dragostele, mami? De se vadă, mami. Ai brățară? Ai primit brățară roșie? Da. De ziua îndrăgostiților, mama? Puișorule, am achiziționat aceste brățări pentru toți patru. Sunt tare, tare frumoase. Haideți să vi le arăt și pe celelalte, de ce nu? Fugi! Cam astea sunt, cutiile le-am desfăcut. Am pus eu aici brățările ca să stea cumva bine. Stați că merg eu la sfârșit la aceasta. Voi începe cu brățara pentru mine. Pe fiecare picioruș am scris numele lor, numele Raimond, Stefănuț. Pe spate am pus eu un mesaj, atât și ora, orele amândurora când s-au născut. Apoi pentru tati la fel, numele copiilor pe spate, mesaj cu orele. Și am fost foarte plăcut impresionată pentru că mi-a trimis această brățărucă cadou. 24 de carate este acest aur, tare, tare, tare drăguț din partea lor. Iar un cadou pentru mine sunt acești cerceluși care tare mult mi-au plăcut. Extrem de frumoși. I-am achiziționat la reducere, nici de cum prețul întreg, asemenea și ceasul, care îmi place enorm de mult. Tare frumos, așa cu negru și ceasul și cerceluși. Aș mai fi vrut eu și un inel, tot așa cu lebăda și tot așa negru, dar nu mai sunt la reducere, așadar preț întreg nu dau. Dacă va fi, numărul meu mă refer, nu mai era. Dacă va fi la reducere, atunci o să-l iau, probabil la anul. Bun, mergem mai departe. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. Could stay forever. Will you lie in my arms? My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that someone who's as honest as you are. The way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside. To make it all right, I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh. Mă uit la măgălteața asta mică, ce bine doarme. Scumpete frumoase. Iar aici am pregătit eu prânzul pentru mine. Mămăliguță și varză, fără bulion. Astăzi eu țin o dietă și astăzi sunt la carbohidranți. Iar aici pentru rei, i-am făcut pilă fior.
Lui am făcut cu bacon, i-am pus niște bacon exact cum i-am dat și azi dimineața la micul dejun, iar pentru Andrei diseară la cină i-am făcut cu pui. Cam asta vom mânca noi acum. Noi tocmai ce am terminat de mâncat, Rei a mai lăsat el câteva gurițe, exact ca și azi dimineață, două, trei guri. Acum vreau să merg să-i dau la cel mic să mănânce, pentru că se cam agită sărăcuțul. Ceasul acolo e 1 fără 5 minute, cumva e absolut perfect. Și pe mai departe, după ce îi dau la cel mic să mănânce, vreau să facem prăjitura pe la ora 2, numai bine, cumva perfect ca și timp. Sper eu super mult să am ajutor și de la Reiță să o facem împreună și ne vedem de la prăjitură. Aici am pregătit ingredientele pentru prăjitură. Am notat-o eu aici pe caiet. De fapt, este un chec dietetic mai exact. Eu țin o dietă, dar o să povestim noi despre această dietă la momentul oportun. Așadar, avem nevoie de două ouă. Eu nu știu sigur, dar voi adăuga puțină vanilie, atât și un zahăr vanilat, puțin praf de copt, această ciocolată pentru decor. Mai departe, avem nevoie de o banană, avem nevoie de afine ca să le punem în chec și smeură pentru decor. Apoi făină integrală 170 de grame, 100 ml de lapte, 50 ml de ulei vegetal și 80 de grame zahăr brun. Iar aici voi folosi eu această formă, dat fiind faptul o inimioară, bineînțeles. Așadar, ne apucăm să amestecăm toate cele și să o băgăm la cuptor. Gălușcuțe frumoase! Hai cu mami, hai să facem amândoi checul. Hai, puiuțule. Hai cu mami, dragoste. Hai, dă mânuțe la mami. Dă mânuțe la mami, hai. Dă mânuța. Hai să facem amândoi checul. Așa. Da, avem cel mai de dănezi de ajutor. Hai, pune ouțele, bine? Da, tu pune ouă, ha. Vai, vai, care face tot dezastru aici. Punem ouăle, puiuțule, așa, tu mestecă, mestecă rei, așa, punem zahăr, punem un zahăr vanilat, puțină esență, așa. Și apoi, hai să punem zahăr. Nu? Hai, tu, medică. Ce ți-a făcut, mami? Ți-a urcat pe masă, punem uleiul. Punem ulei, da, mama? Și mestecăm. Hai, hai, Giugi. Și
acum punem lapte. Nu ai zis. Da, dragule. Până la urmă eu am luat altă banană, care eu mănâncă pe aia. Și vreau să o pisez. Și acum o adăugăm aici, împreună cu afinele. Așa. Amestec. Opa. Caicu. Ce spui? Caicu. Limba bebelușilor. Caicu. Da, mamă, numai să nu se despacă. Ia, e ok. Ha. E ok. Uite, așa lucrez eu cu Raimondel. În echipă. Hai să zic. Ce faci, arăți ciocolata? Arăți ciocolata, mami? Hai să zic. Cu lui Checo. Haide, care câștigă? Eu câștig sau tu? Ce-l bădă? Stai, papi, tati, papi. Papi, zmeor, papa. Așa, tata, așa, bravo, bravo. Nebun? Cum nebun? Bați eu? Da? Mmm, ce bun e. Da, acum.
Din ce ochi mei frumoși! O, de ce din ce ochi frumoși ai? Ne apropiem de finalul acestei zile, ziua îndrăgostiților, așa cum am petrecut noi de dimineață până seara, o zi normală, obișnuită alături de copilași, dar extrem de încărcată, sentimental, emoții. Totul este diferit din momentul când devii mămică, din momentul în care am devenit părinți. Tare, tare frumos. Eu îmi doream să ieșim cumva și afară la aer, într-un parc lângă cartierul nostru, dar a fost extrem de frig afară. Pe lângă asta a plouat și cu vânt foarte tare. Vremea este foarte capricioasă în ultima perioadă și mai mult de atât, chiar și Andrei, spre surprinderea mea, a ajuns foarte târziu acasă. Deja se înoptase. Așadar, cam asta ne-am petrecut în casă, alături de copilași, dar a fost tare, tare frumos, eu mă bucur tare mult, ne-am simțit foarte bine. Acum voi pune aceste floricele în vază, cam așa voi închide și această zi. Mă bucur tare mult că ați stat alături de mine, vă mulțumesc tare mult și să ne vedem în fiecare zi de duminică cu un nou episod la ora 10 dimineață. Eu vă pup cu mult drag și numai bine, pe data viitoare, pa, pa! Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world.